Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. După cum puteți vedea, sunt din nou la magazinul Conti din Zalău. Continuăm seria prezentărilor cu motofierăstraie și astăzi continuăm să urcăm în sus și următorul fierăstrău e Stihl MS-172. Face parte din gama motofierăstraielor pentru uz privat. Avem o șină de 35 de centimetri, o putere de 1,4 kW, respectiv 1,9 cai putere, o greutate totală de 4,5 kg. Avem 4,5 kg fără șină, fără lanț, fără ulei, fără combustibil, doar motofierăstrăul gol. Avem un pas al lanțului de 3x8 cu o grosime de 1,1 mm. Avem un rezervor de combustibil de 400 de ml. Rezervorul de combustibil se află aici în partea din spate, iar rezervorul de ulei totdeauna în partea din față. Deci, cum am zis, motofierăstrău pentru uz privat. Avem multiple aplicații cu acest motofierăstrău pentru uz privat. Putem tăia lemn de foc, toaletarea copacilor, doborât copaci de dimensiuni mai mici sau pentru diferitele lucrări de întreținere care le putem face în jurul casei. Avem totodată și la acest motofierăstrău un sistem antivibrații, avem un arc aici și încă două, unul aici și unul aici, un sistem antivibrații în 3 puncte, în felul acesta când o să tăiem cu el, nu simțim absolut nicio vibrație în mână. Frâna lanțului, ca la toate motofierăstraiele de la Stihl, frâna lanțului. Aici avem rezervorul cu ulei, de unde se face lubrifierea lanțului. Avem capacul prins într-un singur șurub. Îl deschidem puțin și de aici întindem lanțul. De aici întindem lanțul suficient cât trebuie să lucrăm cu el. Stihl MS-172, un mic motofierăstrău foarte simpatic. Bănuiesc că și merge pe măsură, bănuiesc că e foarte ideal un motofierăstrău de genul acesta să-l avem în gospodărie. În linii mari, acestea sunt toate detaliile despre acest motofierăstrău. O să vă las ca de obicei un link în descriere de unde se poate comanda online acest motofierăstrău de pe site-ul conti.ro. Un link, pe site găsiți numere de telefon unde puteți suna pentru eventualele informații care le aveți și vă vor răspunde cu mare drag colegii de acolo. În linii mari, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mulțumesc mult de vizualizare, vă doresc o zi plăcută, la revedere!